găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru, iată ce subiecte v-am pregătit pentru astăzi la întâlnirea cu știrile. Caz șocant la Brașov. Proprietarea unui câine, o bătrână în vârstă de 90 de ani, a găsit în curte cârnați care conțineau jumătăți de lame de bărbierit. Mai multe detalii în grupajul informativ. În această dimineață, în zona Vrancea, s-a produs un cutremur major cu magnitudinea de peste 7 grade pe scara Richter. Aceasta a fost tema exercițiului de azi, inițiat de Ministerul Afacerilor de Interne. Actorii vor urca din nou pe scena Teatrului SIC Alexandrescu începând de mâine. Ce spectacol se va juca, vă spunem imediat la știri. Emoții mari pentru primul și singurul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic. Brașoveanul Dumitru Dorin Prunaliu a trecut prin clipe extrem de emoționante când și-a văzut după 45 de ani colegii de liceu. Caz șocant la Brașov, proprietarea unui câine, o bătrână în vârstă de 90 de ani, a găsit în curte cârnați care conțineau jumătăți de lame de bărbierit. Femeia a alertat imediat vecinii, care spun clar că este vorba despre o mână criminală. Cineva care vrea să omoare câinele cu așa o cruzime. Oamenii cataloghează gestul ca fiind inuman și cer ca vinovatul să plătească. Bătrâna povestește că a plecat să cumpere pâine după ce a măturat bine curtea. Când s-a întors, a găsit aruncate pe jos bucățile de cârnați care conțineau lame de bărbierit. Vecinii sunt înmărmuriți, iar cei care au câini sunt și mai vigilenți începând de acum. Inuman. Pe cei care i-aș prinde că fac chestia asta, gestul ăsta, i-aș pune și pe ei să facă același lucru, să mănânce cârnatul ăla cu lamă. Pentru că și ei, animalele, sunt niște ființe. Foarte urât, pentru că cățelușa aia n-are nicio vină și n-a deranjat pe nimeni. Noi nouă ne pare foarte rău pentru ce se întâmplă. N-ai auzit așa ceva vreodată? Nu. N-am auzit niciodată și nici pe aici, că doar fiecare are căței pe aici. Nu e un criminal. Atâta pot să spun. O închisoare pe viață. Ce să spun? Nu pot să-mi închipui că e un om normal la cap ca să facă așa ceva. Nu pot să-mi închipui. Nu pot. Eu mi-am stricat toată ziua când ați venit și am văzut ce e acolo în cabanosul ăla, în cârnațul ăla. Bucăți de lamă. Păi i-aș da lui în gură să mănânce el asemenea mâncare. Bucățile de cârnat cu lame au fost duse la analiză în laboratorul Direcției Sanitar Veterinare din Brașov. Fiecare bucată cu o jumătate de lamă. Dacă ar ajunge în stomacul unui câine, ce s-ar putea întâmpla? Evident că acolo se produc niște traumatisme care de cele mai multe ori sunt incompatibile cu viața. În momentul de față, după expertizarea acelei momeli, ca să pot să mă exprim cât se poate de elocvent, prezența lamei de bărbierit în interiorul acelui produs alimentar destinat unor carnasiere presupune un act de rea intenție, un act criminal, care dovedește o modalitate de viață total reprobabilă vis-a-vis de cei care au făcut acest gest. În 35 de ani de activitate nu m-am confruntat cu un astfel de act, de o cruzime deosebită. Ce ar fi putut păți dacă ar fi înghițit acești cârnați? În mod cert se produceau niște leziuni la nivelul cavității bucale, leziuni cât se poate de grave, iar în contextul în care bolul alimentar trecea de cavitatea bucală, urmările la nivel de tub digestiv, stomac, erau cât se poate de grave și letale. După primirea rezultatelor de laborator, femeia în vârstă de 90 de ani va depune plângere la poliție. Până atunci însă, vecinii stau cu ochii pe câini și cu teama în suflete. Actorii vor urca din nou pe scena Teatrului SIC Alexandrescu începând de mâine. Sectorul S este piesa pusă în scenă pentru iubitorii de teatru din Brașov, piesa care se dorește să marcheze sfârșitul crizei la Instituția Brașoveană de Cultură. Conflictul de la Teatrul SIC Alexandrescu a trecut în plan secund. Acum, spectacolele au prioritate. Noul director interimar al teatrului, Viorica Geantă-Chelbea, a declarat că vrea să poarte discuții cu toți actorii din grupul protestatarilor pentru a-i convinge că rolul acestora este pe scenă și să aducă unitatea de cultură pe linia de plutire. Sunt deschisă pentru toată lumea
Sunt întâmplător un director interimar acum și sunt director interimar pentru absolut toți colegii mei. Îi rog pe toți, chiar dacă eu în momentul ăsta nu am avut, poate, din punctul lor de vedere, deschiderea imediată de a vorbi, în orice clipă, când doresc, când au, cum să spun, chemarea să vină către direcțiunea teatrului și să vorbească cu mine, să vină. Reprezentanții Sindicatului Independent al Actorilor din Teatrul SIC Alexandrescu vor ca actorii care au refuzat să urce pe scenă să fie sancționați conform legii. Într-o situație în care colegii, o situație de forță în care colegii au recurs la șantaj efectiv și la a forța în mâna majorității pentru faptul că ei au fost în situația în care știau că dacă ei refuză să joace nu se poate ține spectacolul, eu nu cred că se poate răspunde cu apeluri extrem de călduroase și de umane la infinit. Trebuie, așa cum spunea colega noastră din presă, să se rupă pisica la un moment dat și mai exact să se aplice legea. Viorica Geantă-Chelbea a mai spus că nu are în plan să concedieze pe nimeni și vrea să fie directorul tuturor cât timp va fi lăsată să își facă activitatea. Ai carte, ai parte și un spor de 15%. Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care bugetarii care posedă titlul științific de doctor primesc un spor de 15% din salariul de bază, după ce actul normativ a fost declarat constituțional. Judecătorii CCR au respins în luna septembrie contestația executivului pe tema acordării către personalul bugetar care posedă titlul științific de doctor a unui spor de 15% din salariul de bază, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care a obținut titlul științific respectiv. O altă modificare contestată la CCR prevede o majorare de 10% a salariului pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea ori sub autoritatea sau în coordonarea guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și din cele aflate în coordonarea primului ministru și cele aflate sub controlul Parlamentului, în cazul în care fie sunt structuri nou înființate, fie contractul colectiv de muncă a expirat. Liberalul Nicolae Vlad Popa și-a anunțat astăzi demisia din Comitetul Executiv Județean și din funcțiile de conducere pe care le deține în partid. Senatorul și-a motivat gestul prin modul eronat de interpretare a criteriilor de evaluare aplicat de așa zisa comisie a fostului PDL. Nu accept să fie răstălmăcite decizii ale partidului de către această comisie, a spus Popa. Nicolae Vlad Popa a anunțat că va activa în continuare în partid ca simplu membru. După legea dării în plată și legea conversiei contestată deocamdată la Curtea Constituțională, liberalul Daniel Cătălin Zamfir pornește acum lupta cu multinaționalele. Nu este normal ca marile firme străine să-și ascundă profitul prin terțe firme, inclusiv offshore-uri, și să nu plătească impozit în România, țara în care au obținut veniturile, a spus răspicat la Mix Actual numărul 1 pentru Senat din partea liberalilor din Brașov. Trebuie să punem pe picior de egalitate capitalul autohton și investitorii noștri cu investitorii străini, în așa fel încât capitalul autohton și investitorii români să nu mai fie discriminați, spune Daniel Cătălin Zamfir, deputat PNL de Brașov, numărul 1 pentru Senat la Brașov, pe lista liberalilor. În 2015, de exemplu, sunt peste 5300 de societăți care activează în România, au derulat afaceri de 48 de miliarde de euro în sistem offshore. Domnul Pescaru, 48 de miliarde de euro, da? Ori noi ce venim prin această lege? Haideți că, dacă ați făcut profit în România, să plătiți, domnule, și impozitul în România. După numeroase scandaluri legate de paradisuri fiscale cu ajutorul cărora firmele străine au ocolit impozitele românești, noua lege își propune să facă dreptate, deci la orizont un nou război politico-economic. Dom'le, faci profit în România, plătește impozit în România. Ce se întâmplă până acum, doamna Pescaru? Și am aflat chiar de la președintele ANAF-ului, care ne spunea că peste un miliard de euro... Că banii ăia nu prea au vin luat la noi. Calea offshore-urilor, pentru că sunt companii multinaționale care drenează banii către companii offshore care sunt tot ale lor. Dar era vina noastră că nu ne-am asigurat, da. A noastră, a românilor. Tocmai era șeful, o găseliță. Da, spunea, domnule, nu avem cadru legislativ.
A fost închis traficul pe Transfăgărășan, stratul de zăpadă la Bâlealac măsoară 16 cm, motiv pentru care circulația rutieră pe DN7C Transfăgărășan a fost închisă între Bâlea Cascadă, județul Sibiu și Piscu Negru, județul Argeș, au anunțat reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Transfăgărășanul este închis anual în perioada iernică, când circulația rutieră nu se mai poate desfășura în siguranță. Singura cale de acces pentru turiști amatori de sporturi de iarnă spre Bâlealac, locul unde de altfel în fiecare an se construiește și un hotel de gheață și o biserică de gheață la peste 2000 de metri, este telecabina, care a și fost pusă în funcțiune. Se apropie sezonul de schi, așa că iubitorii acestui sport trebuie să știe că tarifele la transportul pe cablu în Poiana Brașov vor crește în comparație cu cele de anul trecut. Care este motivul? Aflăm din materialul următor. În sezonul de iarnă 2016-2017, tarifele la transportul pe cablu în Poiana Brașov vor crește în medie cu aproape 3%, spun reprezentanții municipalității. Asta pentru a exista o concordanță cu cheltuielile la utilități, ce vor fi suportate de administratorii instalațiilor. În ultimele trei sezoane de schi, prețul pentru o cartelă a fost de 6 puncte, respectiv 30 de lei pentru adulți și 15 lei pentru copii, 10 puncte, respectiv 40 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copii, și de 20 de puncte, respectiv 70 de lei pentru adulți și 40 de lei pentru copii, iar cartela de 30 de puncte cu 100 de lei pentru adulți și 55 de lei pentru copii. Pentru o urcare simplă cu telecabina, biletul tip cartelă a costat 20 de lei pentru adulți, iar pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani a fost 10 lei. O urcare și o coborâre cu telecabina s-a taxat cu 35 de lei pentru adulți, prețul fiind majorat în 2013 cu 5 lei și 17 lei pentru copii, iar o coborâre 20 de lei pentru adulți și 10 lei pentru copii. Ultima modificare de preț la transportul pe cablu a avut loc în toamna lui 2013, când o parte dintre tarife au fost corelate cu rata inflației, atunci majorarea fiind cuprinsă între 3 și 5%. Emoții mari pentru primul și singurul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic. Brașoveanul Dumitru Dorin Prunariu a trecut prin clipe extrem de emoționante când și-a văzut, după 45 de ani, colegi de liceu. Amintirile au fost depănate cu mare plăcere, sentimentele au fost pline de căldură, iar revederea i-a făcut pe mulți dintre ei să lăcrimeze. La întâlnire au fost invitați și actualii elevi ai Colegiului Național de Informatică, Grigore Moisil, și ei au fost impresionați de viața de pământean din cosmos. Eu trebuie și la masă. Aveam mâncare suficientă, dar toată tubulețe, cutine, conserve. Și uite, așa se crea apa în spațiul cosmic, pentru că nu ai cum să o bei din sticlă, din pahar, pentru că nu curge. Nu are calitate să trec. De fapt, nici nu poți să o transporti normal din sticlă. Pe plafonul stațiilor orbitale. Dar acolo, în momentul în care mă așezam pe tavan, mi se părea că stau pe podea. Și că ceilalți sunt întorși, tot laboratorul spațial părea întors față de mine. Pentru că nu mai aveai senzația verticală în locul. Micul Prunariu și-a început calea spre stele de la Cercul de Aeromodelism de la Casa Pionierilor din Brașov, unde construia modele de planoare și de avioane, visând să devină constructor de aparate de zbor. Avea 17 ani când a dobândit premiul Republican la concursul de creații tehnice Mini Technicus. 11 ani mai târziu avea să devină cel de-al 103-lea pământean care a ajuns în cosmos. Dumitru Prunariu a absolvit Liceul de Matematică Fizică din Brașov, actualul Colegiu Național de Informatică Grigore Moisil, promoția 1971. După 45 de ani a venit să se întâlnească cu foștii colegi, dar și cu actuali elevi care au fost impresionați de activitatea renumitului Prunariu. Mi se pare foarte interesant, mai ales să-l văd în persoană și fiind și o personalitate din liceul nostru, trebuie să ne mândrim cu el și a fost o experiență unică, mai ales pentru mine, care doar am văzut cum a fost acolo și oricum a fost foarte interesant. Mi-a transmis niște emoții super. A fost foarte interesant, mi-a plăcut, m-a captat, sincer. Cosmosul mi se pare, wow, este ceva unic. Foștii colegi au depănat amintiri despre frumoasa viață de licean, întorcându-se în timp preț de câteva zeci de minute. Este o zi emoționantă,
nu numai pentru mine, pentru toți colegii, pentru că în viață sunt evenimente care se întâmplă o singură dată. Mie cel puțin îmi dor de anii de liceu, m-am întâlnit cu câțiva colegi pe care nu i-am văzut de la întâlnirea de 10 ani și pe care nu i-am recunoscut, sincer. Am fost, de fapt, un colectiv destul de unit, chiar și cele trei clase care eram, două de real, una de uman, pe vremea noastră așa erau împărțit liceul, nu era pe alte specialități, și ne face plăcere să ne întâlnim. Am fost invitat de colegii mei, sunt plecat în Germania și sunt foarte emoționat că după 45 de ani ne întâlnim prima dată. Până acum nu am putut să vin, prima dată când vin, și sunt foarte emoționat și plăcut impresionat. Sunt emoționat. Revin într-un loc care a marcat evoluția mea profesională, un loc de care sunt legat și personal prin oamenii care mai sunt încă, deși nu în activitate, prezenți aici. Astăzi avem întâlnirea de 45 de ani de la terminarea liceului, va veni dirigintele nostru, vor veni alți profesori care mai sunt încă în viață și gândiți-vă că noi, marea majoritate, suntem de mult la pensie din niște structuri oficiale, dar ne continuăm unii activitatea personal, în privat, în domenii specifice. La 14 mai 1981, Dumitru Prunariu a devenit primul și singurul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic. A participat la misiunea Soyuz 40 din cadrul programului spațial Intercosmos și a petrecut în spațiu 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. Este de profesie inginer aeronautic. A fost pe rând ofițer inginer în cadrul Comandamentului Aviației Militare, șef al Aviației Civile Române, președinte al Agenției Spațiale Române, ambasador al României în Federația Rusă și președinte al Consiliului de Nemilitarizare a Spațiului Cosmic din cadrul ONU. În această dimineață, în zona Vrancea, s-a produs un cutremur major cu magnitudinea de peste 7 grade pe scara Richter, care a afectat orașele București și Iași. Structurile ISU din toată țara au fost alertate și au trecut la planul roșu de intervenție, care presupune ca întreg personalul să se prezinte la unitate. Efectivele ISU din județele care nu au fost afectate de seism au plecat spre București și Iași. Din fericire, a fost doar un exercițiu de alarmare inițiat de Ministerul Afacerilor Interne. 13 autospeciale, 2 autobuze și un număr de 152 de cadre ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Țara Bârsei s-au deplasat la București în cadrul exercițiului Seism 2016. Acesta are ca scop verificarea capacității de reacție și de intervenție a structurilor pentru situații de urgență, timpul necesar mobilizării unor capabilități suplimentare, precum și identificarea și remedierea eventualelor deficiențe. Este un exercițiu care se desfășoară la nivel național în ceea ce privește ipostaza unui iminent cutremur. În acest sens am convocat deja Comitetul de Situații de Urgență, pentru că este foarte important să fim bine organizați, pragmatici, este foarte importantă salvarea de vieți omenești și reducerea pagubelor materiale. Numărul românilor de peste 65 de ani îl depășește pe cel al tinerilor de sub 14 cu un sfert de milion. Îmbătrânirea populației a fost reconfirmată recent de oficialii Institutului Național de Statistică. Datele arată că în România trăiesc puțin peste 3,5 milioane de persoane de peste 65 de ani și 3,2 milioane de persoane sub 14 ani. La 1 iulie 2016, populația după domiciliu care trăia în mediul urban a fost de 12,51 de milioane de persoane, în scădere cu 0,4% față de 1 iulie 2015. Astfel, indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 104,7 la 1 iulie 2015 la 107,7 persoane vârstnice la 100 de persoane tinere la 1 iulie 2016. Vârsta medie a populației a fost de 41 de ani cu 0,2 ani mai mare decât la 1 iulie 2015. Datele sunt utile în domeniul social, la calculul ocupării locurilor de muncă și șomajului, ori a ratei de școlarizare cu influențe negative asupra politicilor naționale pentru educație, pentru protecție socială și incluziune socială. Corona Brașov a fost aproape să dea lovitura în confruntarea cu Dunărea Brăila din etapa a 8-a a Ligii Naționale la handbal feminin, disputată în weekend la Sala Sporturilor din Brașov. Profitând de noul regulament, oaspetele, lidere ale clasamentului, s-au impus cu 27-26, după ce au primit o lovitură de la 7 metri în ultimele secunde.
Dincolo de presiunea jocului, staful tehnic are o misiune contratimp și deloc ușoară, aceea de a recupera jucătoarele Coronei pentru următoarea etapă. Pe 7 noiembrie, handbalistele de la Corona Brașov vor încerca să recupereze în deplasare punctele pierdute acasă cu Dunărea Brăila. Jucătoarele de la Corona, antrenate de Mariana Târcă și Dumitru Berbece, se vor deplasa la Slobozia pentru partida cu Unirea, în cadrul etapei a noua a Ligii Naționale de Handbal Feminin. După înfrângerea suferită în partida cu Dunărea Brăila, Corona a ajuns pe poziția a 7-a Ligii Naționale cu 13 puncte. La știrile Mix TV este acum vremea pentru vreme. Vremea se menține rece la Brașov în următoarele 24 de ore. Cerul va fi variabil temporar acoperit, iar vântul va sufla de la slab la moderat. Minimele nopții vor atinge valoarea negativă de minus 2 grade, iar maxima termică a zilei de mâine nu va depăși la Brașov valoarea de 10 grade Celsius. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. La Mix Actual o revedem pe Azota Popescu, președinta Qatar, SIS și pe Isidor Rucăl, un orfan plecat din România în urmă cu 25 de ani. Sunt Onelia Pescaru, pe curând, toate cele bune!